director al acestei instituții, sunt încântată să vă urez bun venit într-o unitate de învățământ care, cei drept, are și săl de spectacol, are și 6500 de elevi, are și 73 de cercuri și are pentru dumneavoastră oportunități de câte ori doriți să organizați aici activități, festivități și, de ce nu, să diseminați proiecte, exact ca astăzi, când ne aflăm aici pentru a împărtăși experiențe. Ei bine, să știți că, deși am 26 de ani de experiență în învățământ, deși credeam că le-am făcut pe toate, că am fost ba directoare, ba inspectoare de română, ba inspectoare generală și acum director la aparatul copiilor, ei bine, fiecare proiect pare o idee ca la români, care n-a mai fost niciodată implementată, parcă totul e ca în basme. Avem o capacitate uluitoare de a scrie proiecte despre idei nemaipomenite. Astăzi sunt aici pentru că eu cred în viitor, iar viitorul înseamnă să atingem calitatea altfel. Altfel pentru că în țara aceasta poate că n-am ajuns din urmă, vorba lui Lovinescu, economic și social, civilizațiile din vest, dar dimensiunea noastră spirituală n-a rămas niciodată mai prejos. Prin urmare, eu cred că fiecare întâlnire a noastră este menită să aducă un plus valoare nu numai nouă ca profesori, profesioniști și dascăli acestor copii, ci educației românești și valorilor pe care suntem datori să le apărăm până în ultima clipă. Sunt încântată să spun că astăzi vom disemina aici două proiecte susținute, pe de o parte, de statul român. Se vede foarte clar că administrația Fondului Cultural Național, mai exact Ministerul Culturii, se gândește că plus valoare înseamnă, până la urmă, o civilizație care se îndreaptă spre progres prin educație și cultură. Și al doilea proiect despre care veți auzi astăzi este de tip Erasmus și vorbim despre bani europeni care, iarăși, trebuie să aducă plus valoare unor cadre didactice de la Aparatul Național al Copiilor care lucrează zi de zi cu acești copii care vor un învățământ altfel. Nu știu dacă știți, dar sunt datoare să vă spun că după școală, aici este mereu școala altfel. Un învățământ non-formal și o prietenie care nu durează doar 4 ani, cât suntem diriginți la clasele de la școală, ci durează uneori și 12 ani, pentru că vin aici și nu mai pleacă niciodată. Se creează relații formative care țin de la minte la suflet și de la suflet la personalitate. Prin urmare, urez succes tuturor celor care astăzi vă vor împărtăși din experiența lor și sper să plecăm de aici mai împliniți și mai determinați, căci un lucru știu sigur că l-am învățat în anii aceștia. Să nu mai aștept un orizont al împlinirii, ci să-mi cultiv asemenea lui Voltaire, care spunea în secolul al XVIII-lea că este bine să ne cultivăm grădina noastră. Prin urmare, nu mai aștept nimic, ci am venit în grădina mea și în grădina dumneavoastră și urez succes acestei împărtășiri de experiențe și îmi doresc ca profesional să plecăm determinați pentru a schimba în bine, măcar ziua de mâine, dacă nu orizontul pe care încă nu-l vedem. Încă o dată, putere, răbdare, căci nimeni n-a învățat totul într-o zi. Mulțumesc mult! Mă îndrept
deși nu văd foarte bine, către gazda noastră și înțeleg că scenariul presupune să urmărim un filmuleț și după filmulețul acesta să începem împărtășirea. Încă o dată, o zi extraordinară! Acum mă aud. Nu o să vă rețin foarte mult. Sper că ați înțeles din imagini că v-am prezentat o mobilitate desfășurată în primul proiect
Erasmus din istoria Palatului Național al Copiilor, proiect care a fost aprobat anul trecut pe o componentă nouă a programului Erasmus, pe sport. Am încercat, am scris proiectul și a fost aprobat. Din 10 la nivel național, acesta a câștigat și ne-am bucurat foarte tare pentru că vrem să implementăm în Palatul Național al Copiilor niște escape room-uri cu tematică sportivă. Ele vor fi ulterior diseminate și abia așteptăm să participați la ele. Atât voiam să vă transmit și să vă bucurați în continuare de spectacol. Mulțumesc! Ce mulți sunteți! Și mult vă mulțumesc că sunteți azi aici. Noi am așteptat cu emoție și nerăbdare acest moment. Și vă mulțumim. Vă mulțumim că împărtășiți cu noi această emoție. Suntem aproape de finalul unui proiect tare drag nouă. Silent Story. Proiect care există datorită unui parteneriat între Asociația pentru Educație Artelier, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz Sfânta Maria, Școala Gimnazială Specială pentru Surzi numărul 1 și Centrul de Teatru Educațional Replica. Și acum ne bucurăm și de parteneriatul cu Palatul Național al Copiilor din București, care ne sprijină pentru desfășurarea acestui moment. Și sperăm pentru desfășurarea evenimentelor viitoare. De asemenea, proiectul, după cum a specificat și doamna directoare, este finanțat de Administrația Fondului Cultural Național pentru area promovarea culturii scrise. Ați observat, am o carte în mână. Să nu încurc foile. De ce Silent Story? De ce o poveste tăcută? Noi știm că poveștile sunt pentru copii. Nu-i așa? Poveștile sunt și pentru oameni mari, pentru că ne ajută. Ne ajută să ne păstrăm copilul din noi. Dar știm că acești copii sunt diferiți. Nu toți copiii sunt la fel. Iar noi, prin acest proiect, ne adresăm copiilor care sunt altfel. Ne-am propus să dezvoltăm, prin activitățile noastre, dorința de a citi. Prin ateliere de lectură, care s-au desfășurat în cele două școli partenere, ne-am dorit să dezvoltăm părinților dorința de a le citi, de a le spune copiilor povești, dar mai ales povești în limba semnelor. Pentru că vorbim despre copii cu deficiență de auz. În urma unor ateliere, la fel, în cele două, desfășurate în cele două școli speciale, părinții au deprins alfabetul comunicării în limba semnelor. Considerăm că acest lucru a fost un pas pentru ca cele două lumi ale auzitorilor și a persoanelor deficiente de auz să devină o singură lume. Cum ne-am mai propus să facem acest lucru? Prin crearea a trei povești cu un alt fel de erou.
mai știi? Am citit povești. Ne-am identificat cu eroi din povești. Am fost zâne, am fost feți frumoși. Am fost Superman. Dar un copil deficient de auz, cu ce personaj, cu ce supererou se poate identifica? Despre cele trei povești vom vorbi puțin mai târziu, dar avem cele trei povești deja afișate. Veți mai vedea astăzi și un spectacol realizat de copiii, de tinerii de la Școala Profesională pentru Deficienți de Auz Sfânta Maria din trupa Necuvinte, un spectacol inspirat de poveștile create în cadrul acestui proiect. În scenariul pe care îl proiectasem eu pentru activitate, mă gândeam să invit partenerii, reprezentanții ai partenerilor, să le mulțumim pentru activitatea pe care au desfășurat-o, sau măcar să-i numim. Vorbiți? Încep lista cu mulțumirile. În primul rând, mulțumim doamnei directoare Flori Stoica. Doamnei directoare Cosmina Ioniță, doamnei Iulia Iftene, domnului Claudiu Costache, Claudia Mogâldea, care e în spate, Daniela Filip, Anca Rotaru, Mirabela Pana, Ana Maria Ioniță, Viorel Cojanu, Andreea Gerasim, Altratu Apostol, doamna directoare, doamna Iulia Iftene, pentru că doamna Ioniță. Bună ziua! Sunt onorată să fiu pe această scenă, tare dragă nouă, mai ales și prin prezența doamnelor directoare a acestei instituții. Vă mulțumim încă o dată. Mulțumesc, Cristina, pentru această onoare și pentru acest proiect minunat. Iar vouă, dragi copii, ce să vă spun, vă mulțumesc, vă iubesc. Și acum, în timp ce vorbea Cristina, mă gândeam, când eram copil, cât de mult îmi plăceau poveștile. Și citeam încă înainte de a începe școala. Și citeam cu așa drag, nu știu dacă voi ați citit, Făt frumos din lacrimă, Ileana Cosânzeana, Din cosiță floarea cântă, Nouă împărăție ascultă. Câteodată încercam să mă transpun în acel bazm, în acele bazme. Astăzi am observat că voi nu mai citiți atât de mult sau dacă citiți, folosiți internetul. Poate că prin acest proiect ați putea și sper să facem lucrul ăsta și mai ales când, pentru școala noastră cel puțin, când ne vom muta înapoi în sediul școlii noastre, să utilizăm biblioteca la maxim și să încercăm să citim cât mai mult, iar aceste povești sper să fie doar începutul. Este un proiect care sprijină scrisul, cultura scrisă, și sper ca aceste cărți să se găsească la bibliotecă și împreună cu colegii și cu voi copiii să avem chiar mai multe povești. Și sper ca viața voastră toată să fie o poveste, o poveste minunată, așa cum cred că va fi și scena pe care o vom vedea în continuare. Oricum, felicitări, felicitări și actorilor care vor urma mai departe. Felicitări, Cristina, felicitări întregii echipe și mulțumim tuturor partenerilor. Foarte mulți ani și de când am cunoscut-o am așteptat să facă ceva deosebit. Pentru și știam că va face ceva deosebit.
Pentru mine a scrie o carte este cu adevărat ceva deosebit, cu atât mai mult a scrie o carte pentru copii și cu atât mai mult o carte pentru copii special și nu numai. A avut această ocazie în cadrul proiectului finanțat de Fondul Cultural European să scrie această carte și cine o putea face mai bine decât un profesor de limba română care de 20 de ani învață copiii să citească și să înțeleagă opere literare. Locul Cristinei este în școala aceea, este între acei copii cu care a realizat lucruri mărețe și o să-i vedeți în spectacolul de teatru. Și mi-aș dori tare mult să-i vedem peste ani ca actori pe scene. De ce nu? Copiii merită acest lucru. Eu pot să vă spun că am citit poveștile, sunt fericită câștigătoare. Și am spus atunci Cristinei și vă spun și dumneavoastră, este o minunată pledoarie pro domo. O să vă întâlniți cu niște super eroi vechi și noi, cu super povești cu adevărat, au o structură circulară care le împlinește poveștile. Și vreau să vă mai spun un singur citat pentru a vă deschide apetitul pentru lectură, care pe mine m-a impresionat. Liniștea a început să vibreze în zbor de fluturi. Cred că l-am încurcat un pic. Liniștea a început să vibreze... Așa e, în zbor de așa fluturi. E, așa e. Felicitări, Cristina! Felicitări școlii, felicitări Fondului Cultural Național și la cât mai multe proiecte de acest gen. Mulțumesc, Iulia, mulțumesc, deci m-am emoționat, mai rău că înainte, ești vinovată. Anca este o prietenă veche de-a noastră. Evenimente. Numele meu este Ana Maria Ioniță, dar între prieteni sunt Anca. Eu lucrez la Teatru Masca momentan, sunt actriță bază, dar în 2013 am absolvit un curs foarte interesant, un masterat de psihopedagogie, pedagogie alternativă și teatru, în momentul în care am întâlnit-o pe Cristina. M-a impresionat foarte, foarte tare lucru cu copiii cu deficiență de auz. Mi-am dorit foarte tare să-i cunosc. Chiar am avut disertația făcută pe tema povești care pot ajuta copiii. Atunci am aflat despre copiii cu deficiență de auz, că întâmpină diferite probleme când ies în societate, dincolo de cadrul școlii și de cel în care profesorii îi ajută cât se poate. Atunci am aflat cum un proiect în care au fost folosite povești îi ajută foarte tare pe acești copii să aibă o altfel de comunicare cu lumea dincolo de lumea școlii și de lumea pe care o cunosc. În momentul acela am vrut să-i cunosc pe copii. Cristina m-a invitat la ei la școală, i-am văzut că își doresc să joace teatru, ceea ce m-a impresionat și mai mult. Am început să lucrez cu ei, am văzut cât de minunați sunt, cât de multe au de dăruit lumii. Apoi, împreună cu Cristina, am început să facem noi poveștile din spatele scenii, spectacolelor lor, iar Cristina acum a făcut o carte în care copiii aceștia se pot bucura de a deveni supereroi precum sunt eroi din cartea Cristinei și cred că vor putea deveni supereroi și în viața de zi cu zi, așa că mă bucur foarte, foarte tare că a apărut această carte. Vă mulțumesc, le doresc mult succes copiilor, să aibă încredere în ei, că viața este dincolo de a fi un om obișnuit, poți să fii un supererou, dar până acolo e bine să primești tot ceea ce primiți voi de la profesorii voștri de la școală, e bine să-ți dorești să citești ca universul să se deschidă în fața voastră. Vă mulțumesc!
sunt emoționată, am toate motivele. Au vorbit prietenele noastre despre aceste povești. Nu îmi rămâne decât să vă prezint aceste povești. Cred că ați primit majoritatea câte un pliant în care, dacă scanați codul QR, veți intra pe pagina, veți accesa pagina proiectului unde sunt încărcate aceste trei povești. Pentru că noi ne propunem să încurajăm cultura scrisă. Ne propunem să încurajăm cititul, sub orice formă, fie că este în formă tipărită, bugetul nu ne-a permis să facem foarte multe exemplare, și dar sunt suficiente, sper. Și aceste povești sunt și în format digital pe platformă. Sunt trei povești. Vorbim întâi de formatul tipărit. Cele trei povești sunt frumos ilustrate de prietena noastră, Alice Buzoiano. Mulțumim! Veți vedea și pe ecran ilustrațiile. Și pe fiecare pagină este un cod QR în care Daniela Lincă interpretează în limba semnelor. Prin scanarea codului QR veți vedea un filmuleț de cel mult 2 minute, cam cât este o pagină în carte, pentru că ne-am dat seama că un film mai lung v-ar plictisi și pentru că pe TikTok filmulețele au 2 minute, așa am făcut și noi, în carte, filmulețe scurte de câte 2 minute, încât să nu vă pierdeți răbdarea, ci mai mult să vă stârnim interesul, să mergeți mai departe să vedeți următorul filmuleț. În format digital, cartea o găsim pe site-ul Asociației Artelier for Education, că li s-a părut că sună mai bine în engleză. Adresa site-ului. Sunt cele trei povești. Zidul, prima poveste. A doua, Restart. Și a treia, Semn de carte. Putem deschide o poveste, Zidul. Este încărcată povestea, avem acel semn pe albastru, pe care dacă îl accesăm, se va deschide interpretarea în limba semnă. În care Daniela ne citește, ne interpretează, este pusă în ipostaza povestitorului. Să revenim la povești. În povești am creat un personaj, Matei. Este un băiețel simpatic, curajos, care nu aude. Faptul că nu aude îl ajută în anumite împrejurări. El pornește într-o călătorie inițiatică, tot ce face, toate aventurile lui, toate întâmplările sunt din dorința de a face lumea mai bună. Are capacitatea de a vedea amănunte, de a vedea ceea ce nu văd alții, de a înțelege semnele. Și asta îl ajută să vadă că lumea nu e chiar cum trebuie. El încearcă să salveze lumea. Devine din băiețelul Matei, devine supereroul Silent Savior. Numele ăsta mi l-a dat inteligența artificială. Am încercat mai multe nume, variante, ce supererou, ce nume de supererou putem găsi. Din multe variante, asta mi s-a părut cea mai potrivită. Salvatorul tăcut.
avem acolo eroii și supereroii din poveștile noastre. Un capitol pe care nu l-am gândit inițial, dar când am văzut că, după ce am citit poveștile copiilor, mi-am dat seama că ei nu știau de anumiți supereroi. Nu știau prea multe despre eroii din pasmele noastre populare. Și avem, la fel, și explicațiile în limba semnelor. Aici a vorbit profesorul din mine, a zis că trebuie să ne structurăm, ceva lipsește și să avem toate informațiile. Black Bolt, numai puțin. Black Bolt este un personaj pe care eu l-am descoperit recent, pentru că m-am documentat în ceea ce privește supereroii. Pentru cei care nu îl știți, este un personaj care are o voce atât de puternică, încât cu o singură șoaptă dărâmă planetele. Acesta este motivul pentru care Black Bolt nu vorbește. Și pentru a comunica folosește semnele. În povestea noastră, în ultima poveste, semn de carte, Matei se întâlnește cu Black Bolt și astfel salvează povestea. Nu, trebuie să mă opresc ca să vă conving să citiți în orice format. Important este să citiți poveștile astea. Pentru mine cea mai mare plăcere ar fi să vă placă și cea mai mare mulțumire. O altă mulțumire ar fi ca să vă găsiți voi, să vă regăsiți voi, copiii deficienți de auz, să vă puteți identifica cu personajul pe care noi l-am creat în aceste povești. Cam asta ar fi prima etapă a acestui proiect. Nu spun închiderea oficială a proiectului. Este prima etapă, pentru că noi sperăm că vom continua. Iar acum, trupa de teatru gestual Necuvinte vă va arăta cum au văzut ei povești. Thank you.
cred că e muzică. Ei sunt eroii noștri și aceasta este povestea noastră, pe care sperăm din tot sufletul să o putem duce mai departe. Vă mulțumim! Dacă nu există încheiere, voi încerca eu să fiu așa ca în basme, da? Să facem o încheiere în simetrie cu începutul. Ce-am înțeles eu din ceea ce am văzut, că putem face minuni. Mie mi s-a părut o minune ceea ce am văzut. Pe urmare, profesorii au puteri ca în basme și poveștile trebuie să se nască tot timpul pentru că ele rămân. Deci, ca să o luăm ca la școală, punctul 1, parteneriatele noastre pot face minuni. Cum or fi ele? Începută timid, terminată pe ultima 100 de metri, noaptea, cum fac profesorii, ele pot face minuni. 2. Poveștile trebuie să rămână în lumea aceasta, fiindcă sunt singura lecție de viață din care se poate învăța. Anticii spuneau acest adevăr, dar noi am vrut să-l uităm. Povestea rămâne în mintea noastră și, fără să vrem, o reiterăm. Și dacă povestea rămâne, înseamnă că suntem nevoiți să continuăm. Și 3. Exemplul lor ar trebui să fie motivație pentru noi. Ei pot orice. Aseară să știți că pe această scenă, aseară câștigătorii trofeului Doamna Baladelor, erau niște copii care nu au putut să urce singuri pe scenă, pentru că nu vedeau scenă. Iar eu am avut mari emoții, pentru că în calitate de organizator, nu știam cum să ne organizăm în așa fel încât să vadă microfoanele. Trofeul Doamna Baladelor a fost câștigat din 260 de participanți din toată țara, de 6 elevi nevăzători, care nu aveau cum să vadă microfoanele pe care noi le așezam și care nu știau unde este diploma pe care noi le ofeream, cu atât mai puțin plăsuța pe care trebuia să o lăsăm în mâna lor. Și când au început să cânte, lumea s-a oprit în loc. Cântau într-un fel la o chitară care stătea pe genunchi, precum o carte, și pe care o citeau așa cum eu n-am văzut niciodată în viața mea. Cântau la un fel de fluier care era într-un fel apăsat de niște degete, ireale pentru mine, fiindcă nici fluierul, nici degetele, nu știam exact pe ce apasă, în sensul în care îl țineau neobișnuit. Și copiii aceștia aveau o voce ruptă din raiul acela dumnezeesc. Habar n-aveam, dar poate sunetul acesta pe care vreau să vi-l imaginați vă spune că lecția noastră de astăzi este următoarea. Se poate orice, numai noi să ne gătim sănătate, să ne găsim sănătate, timp și putere, să vrem să fim împreună și să construim la nesfârșit. Nu se poate ca un semn de carte să nu rămână. Mulțumim încă o dată pentru tot!
dea Dumnezeu să mai existe astfel de minți, astfel de suflete și astfel de copii îndrumați să-și descopere menirea în așa măsură încât să ni se pare că avem în față actori profesioniști. Haideți să fim sănătoși și să ne promitem că ne întâlnim din nou aici pentru proiecte și mai mari.